După primul tur al alegerilor prezidențiale, ați făcut o analiză împreună cu organizațiile PSD din țară și dacă da, ce a reieșit în urma acestei analize, care este concluzia? Sigur că am făcut. Am avut întâlniri cu toate organizațiile județene, inclusiv cu organizația din București. Sunt organizații care au muncit foarte bine, organizații care, la care mai este loc de mai bine. Am avut o analiză așezată, nu cu ceartă, pentru că nu era cazul. Împreună am identificat cu fiecare coleg din fiecare județ unde se putea face mai mult. Am stabilit acțiunile care se vor întreprinde. Și principala concluzie a fost că în turul 2, ceea ce se și întâmplă, toate organizațiile județene, toți militanții noștri, toți simpatizanții noștri vor merge să vorbească cu cât mai mulți oameni direct, din om în om. Sunteți mulțumit de rezultatele înregistrate la primul tur? Vă așteptați la mai mult? Nu e vorba de mulțumire. Am avut o abordare realistă în timpul campaniei electorale. Obiectivul nostru a fost de 37,5%. Am estimat că putem atinge procentul de 40%, ceea ce s-a întâmplat pentru primul tur, cu acțiunile pe care le întreprindem, cu mesajele care au fost și vor fi transmise în continuare în campania electorală în turul 2, cred că vom avea un rezultat foarte bun. Un rezultat foarte bun însemnând ce scor? Victor Ponta va câștiga, nu țin neapărat să dau procente, cred că vom avea o diferență semnificativă. Cred că peste 53% va fi pentru Victor Ponta, 53-54%. Cum comentați scorul înregistrat în diaspora în primul tur? Prima remarcă. Este pentru prima dată când un candidat al PSD-ului ia în Moldova un scor mai mare decât celălalt candidat. Este pentru prima dată când câștigăm Republica Moldova și asta are o explicație foarte simplă. Victor Ponta a fost des în Republica Moldova. Este primul dintre premieri care a făcut în mod concret ceva pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Acolo am finanțat proiecte importante, grădinițe, școli, microbuze școlare. Au fost alocate fonduri pentru obiective culturale simbolice pentru Republica Moldova. S-a întâlnit cu foarte mulți oameni din Republica Moldova și faptul că a fost cunoscut de mulți oameni, l-au văzut așa cum este, un politician tânăr, cu deschidere, cu foarte multă pricepere și cu un viitor serios, a și fost apreciat. În diaspora, în țările din celelalte, în celelalte țări, acolo trebuie lucrat mai mult. Acolo, în perioada următoare, după alegeri, pentru următoarele alegeri, trebuie să avem o prezență mult mai mare, să avem o abordare mult mai structurată a comunicării cu românii din diaspora. Ce strategie ați adoptat pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale? O strategie foarte simplă, să comunicăm cu cât mai mulți oameni. La cât mai mulți oameni trebuie să ajungă care sunt proiectele lui Victor Ponta, ce vrea Victor Ponta să facă pentru fiecare român, să-l explicăm tuturor românilor care este marele proiect al lui Victor Ponta, și anume Marea Unire a Românilor, pentru că este un proiect care vine după 10 ani de dezbinare și ură. România are nevoie să fie o țară puternică și o țară puternică nu poate să fie decât dacă este unită. Unde credeți că a greșit contracandidatului Victor Ponta? Care ar fi aturile și minusurile acestuia? Cred că domnul Klaus Iohannis a făcut o singură mare greșeală. Faptul că a acceptat candidatura. După părerea mea, este un fel de hologramă, este o imagine proiectată a altcuiva, lui Traian Băsescu, o imagine destul de ștearsă. Este un om care n-a reușit să transmită măcar o singură idee. Eu n-am văzut la Klaus Iohannis o idee proprie sau o părere pe care să și-o susțin, a lui, de să fie a lui. Asta este marea greșeală. Dincolo de greșeli, un gest nepermis, o acțiune nepermisă a lui Klaus Iohannis este înțelegerea pactului cu extremiștii care vor să decupeze Ardealul. Ori așa ceva nu este permis. Pentru că cineva care vrea să fie președintele României, deci comandantul suprem al armatei române, și să aibă datorii ulterioare după alegeri la niște extremiști care vor să decupeze Transilvania, este ceva de o gravitate foarte mare.
În schimb, n-a făcut greșeli. Are o singură greșeală. Restul nu sunt greșeli. Cu fiecare zi care trece, cu fiecare apariție a lui Klaus Iohannis, oamenii văd din ce în ce mai mult adevărată imaginea lui. Nu are niciun fel de legătură cu funcția de președinte al României.